Poate citiți pe ecran și vă gândiți că mi-am îngurcat planșele, că am luat predica de Crăciun. Este adevărat într-un fel, dar m-am gândit că ar fi păcat să ne lăsăm pe Mântuitorul cu o săptămână în urmă la Crăciun, să nu-L luăm cu noi și în anul 2012. De aceea, fără jenă, am să strig din nou. Nu vă temeți! Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. În dimineața de Crăciun am vorbit despre Hristosul jertfă, pentru că fără jertfă nu există iertare și fără iertare nu există primire în prezența lui Dumnezeu, intrare în prezența lui Dumnezeu. Dar El este nu doar jertfă, ci și mare preot. Veniți să ne aducem aminte de faptul că jertfele Vechiului Testament nu puteau să șteargă păcatele. Luau păcatul de pe mine, cel păcătos, și îl descărcau în templul lui Dumnezeu. Eu plecam acasă iertat, dar păcatele mele rămâneau adunate în prezența lui Dumnezeu. Și nu doar aici, în cortul pământesc, pentru că păcatul este săvârșit împotriva lui Dumnezeu, ele erau adunate în prezența lui Dumnezeu în cortul ceresc. Deci jertfele vechi testamentale, jertfele din întreaga lume, din orice religie, nu pot șterge păcatele. Păcatul este zidul care este ridicat între noi și Dumnezeu și nu ne dă voie să intrăm în prezența lui Dumnezeu, să ne întoarcem acasă. Ne-am pus o întrebare de Crăciun. De ce era vital ca păcatul să fie șters, nu doar iertat și măturat sub covor sau trecut cu vederea din punctul de vedere al lui Dumnezeu? În primul rând, dacă Dumnezeu este drept și dacă El a decretat că plata păcatului este moartea, câtă vreme moartea nu este instituită, nu este executată asupra celui vinovat, dreptatea lui Dumnezeu este pusă sub semnul întrebării. Deci păcatele trebuie șterse pentru ca dreptatea lui Dumnezeu să fie arătată. În al doilea rând, păcatele trebuie șterse și pot fi șterse doar dacă diavolul este dezbrăcat de puterea lui și este nimicit. Și asta a făcut Domnul Iisus Hristos pe cruce. Ca jertfă desăvârșită, acolo pe cruce, a câștigat bătălia împotriva aceluia căruia i-am vândut noi universul acesta prin ascultarea noastră de El. Dar în al treilea rând, Domnul Iisus Hristos, ca jertfă, a venit să mă elibereze pe mine și pe tine de frica de moarte și să mă scoată din robia celui rău. Și textul din Evrei, capitolul 2, versetul 14, ne spune că lucrul acesta le-a făcut luând un trup ca al tău și cu al meu și plătind prețul păcatelor noastre. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Și dacă ar fi să închid această pagină, aș vrea să spun, Domnul Iisus Hristos este jertfa desăvârșită, pentru că El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dar eu n-am nevoie doar de o jertfă, ci am nevoie și de un mare preot. Și despre El aș vrea să vorbesc în prima zi a anului. Întotdeauna iertarea se primea atunci când marele preot, garantul legământului, lua asupra sa vinovăția mea în momentul în care eu îmi puneam mâna pe capul dobitocului și sângele era vărsat. Și lucrurile acestea prefigurau realitatea care trebuia să se întâmple cu o jertfă mai bună decât toate jertfele vechi testamentale printr-un preot, mare preot, desăvârșit. Cineva mi-a făcut o urare de an nou și am să vă citesc. Dar ce-ar fi să o citim împreună? O găsiți în Evrei, capitolul 7, versetele 24 și 25. El, fiindcă rămâne în viac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. Văd că nu prea aveți curaj, noaptea a fost lungă și ați dormit puțin, așa că cu puțin mai mult curaj citiți cu bine versetul. El, fiindcă rămâne în viac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. De aceea și poate să ne mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururia ca să mijlocească pentru ei. Deci de aceea ne poate mântui în chip desăvârșit pe cel ce se apropie de Dumnezeu prin El, fiindcă trăiește pururia
ca să mijlocească pentru ei. Când citesc versetul acesta, sunt obligat să definesc mântuirea ca pe un proces. Dacă mântuirea s-ar primi într-o clipă, n-aș avea nevoie de mijlocirea marelui meu preot, de continuarea lucrării lui. Observați ce spune textul. El poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururia, deci e nevoie de un proces, de o viață, cel puțin cât viața mea, ca de-a lungul întregii mele vieți să mijlocească pentru mine, ca să mă poată mântui în chip desăvârșit. Mântuirea este deci un proces și prezența marelui meu preot pentru mântuirea mea este absolut vitală. De aceea n-aș îndrăzni să pornesc în anul 2012 fără el, fără să intru în relația aceea pe care am cântat-o de roba lui Hristos. Dar mântuirea fiind un proces, aș putea să plec în anul acesta sau în viața aceasta cu foarte multă teamă în inima mea. Cum ar fi dacă? Dragii mei, Domnul Iisus Hristos garantează mântuirea noastră. Textul nostru spune, ne poate mântui, nu ne-a mântuit în chip desăvârșit, ci ne poate mântui în chip desăvârșit, fiindcă trăiește pururea ca să mijlocească pentru noi. Anul 2012 este un an lung, toată lumea prevestește probleme mult mai mari decât în 2011, nu știm, dragii mei, ce va aduce anul, previziunile și profețiile păgânilor spun că este sfârșitul lumii în anul acesta, că va fi sau nu va fi, îi treaba tatălui, nici fiul nu s-a hazardat să vorbească despre astea, dar indiferent ce va fi în anul care vine, spuneți-mi, nu-i mare lucru să ai alături de tine, pentru tine, în favoarea ta, un mijlocitor, un paracletos? Scriptura îl traduce cu câțiva termeni, mângâietor. Cine știe câte dureri îmi va aduce anul acesta? Să fie cineva să-mi pună mâna pe frunte. Țin minte, ca și copil, aveam probleme. Când tatăl meu, l-am avut puține ani, vreo 9 ani din viață, dar atât țin minte, când punea mâna lui pe fruntea mea, îmi treceau toate problemele. Mă opresc uneori la patul mamei mele și îi pun mâna pe frunte și vorbesc de tăticul meu și de felul în care o făcea el. Să ai un mângăietor, să ai un consilier, un sfetnic. De câte ori dai de probleme de-a lungul unui an, în an și nu știi ce să faci. Zilele trecute mă oprește un tânăr, spune, aș putea veni pe la dumneavoastră. Zic eu, sigur, sună-mă oricând. Îl întâlnesc peste o săptămână și mă uit în ochii lui, zice, n-a mai fost nevoie, am rezolvat problema, spre că a rezolvat-o după voia lui Dumnezeu. Zice, da, așa am rezolvat problema. Imaginați-vă ce mare lucru de-a lungul unui an să ai un sfetnic, un consilier, dar să ai și un avocat sau un mijlocitor. De multe ori intri în probleme în care cineva trebuie să mijlocească, să avocățească pentru tine ca să te scoată din problemele tale. Cred că sensul acesta de avocat sau de mijlocitor este cel mai important și despre el aș vrea să vorbesc. Dumnezeu este drept și pentru că plata păcatului este moartea, când vorbim de mântuirea noastră, astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor, nu există mântuire decât printr-o judecată dreaptă și prin executarea pedepsei pe care dreptul judecător o cere. De aceea am mare nevoie de un avocat când este vorba de mântuirea mea, de cineva care să reprezinte interesele mele înaintea cerului. Scriptura spune că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, împotriva oricăror nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Și dacă mai întoarceți câteva pagini în Romani, Pavel vine și trage o linie și vă spune concluzia, nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar, toți au păcătuit, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, o dreptate pe care o dă Dumnezeu, fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii. Știți de ce? Din pricina faptului că cineva a mijlocit pentru noi înaintea lui Dumnezeu, plătind păcatele noastre, ridicând și apărând dreptatea lui Dumnezeu. Deci nu uitați, în anul în care intrăm, țineți legătura cu avocatul, pentru că de foarte multe ori vom ajunge în situații pe care noi nu le putem rezolva. Altcineva trebuie să pledeze interesele noastre înaintea scaunului de judecată ceresc. Iar Domnul Iisus Hristos este avocatul nostru, mijlocitorul nostru. Pavel scrie lui Timotei în prima epistolă, capitolul 2, versetul 5,
și îi spune, este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Nu sunt doi Dumnezei, 10 Dumnezei, este un singur Dumnezeu, dar este un singur mijlocitor, un singur avocat între Dumnezeu și oameni. Și el precizează, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Este cineva în sală care în anul 2011 n-a păcătuit nici cu gândul, nici cu vorba, nici cu fapta. Încotro să mă uit, să găsesc unul măcar. Dar anul a trecut, veți zice dumneavoastră, și vă întreb sincer, credeți că în 2012 vreunul dintre noi va putea trăi 365 de zile fără să păcătuiască cu gândul, cu vorba sau cu fapta, cu motivații sau atitudini? Spuneți-mi ce ne-am face fără un avocat. Dacă plata păcatului este moartea, ar trebui să se execute sentința peste mine pentru fiecare păcat, despărțirea mea finală de Dumnezeu. Dacă n-ar fi cineva să medieze între mine și Tatăl, între mine și dreptatea lui Dumnezeu. În 1 Ioan, Ioan scrie, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Ca și creștin, trebuie să trăiesc în ascultare de Dumnezeu și așa să mă ajute Dumnezeu în anul 2012. Să decid în ascultare de El în toate problemele vieții. Dar dacă cineva a păcătuit și pentru că suntem în trupul acesta atins de păcat, cu siguranță păcatul se va cuibări și în viața mea și în viața ta. Ce mare har că avem la Tatăl un mijlocitor, un avocat, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii. Observați, Domnul Iisus Hristos nu-i doar pentru Europa sau pentru America, e și pentru Asia și India și Africa și China și toată lumea aceasta. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Său Fiu și nu există altă cale spre Dumnezeu decât una singură, Domnul Iisus Hristos. Spuneți-mi, ce ne-am face în anul nou fără marele nostru preot? Dacă e să iau cu mine ceva în anul care vine, dragii mei, aș vrea să nu uit niciodată de jertfa Lui și să nu uit niciodată de mijlocirea Lui de mare preot. Să stau cu privirea țintită spre El prin orice mă va trece Dumnezeu. Dar cu asta m-aș întoarce înapoi în Cartea Evrei și îmi pun o întrebare. Ce învățăm din cartea aceasta despre marele nostru preot, Iisus Hristos? În primul rând, El este un mare preot milos și vrednic de încredere. Miros și vrednic de încredere. Nu știu dacă stați de vorbă cu oameni care au ajuns la judecată, la judecățile astea umane și care și-au căutat un avocat. Una din marile probleme pe care le ai este, pot să am încredere în omul acesta? După ce l-am găsit. Poate că ai trecut printr-o bună parte din proces și îți dai seama că nu ți-ai ales avocatul potrivit. Nu te înțelege, nu te reprezintă cum ai dori, vezi că situația ta nu este scoasă la lumină, dar nu prea mai ai ce face. Sau dacă vrei să o iei de la capăt, procesul acesta se trăgănează la infinit. Ce mare lucru este să ai un mare preot milos, deci unul care este de partea ta, unul care te înțelege și unul în care poți să ai încredere. Poți să deschizi inima ta, poți să pui toată viața ta înaintea Lui. În capitolul 2, versetul 17, textul continuă, prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu. Observați, El este mijlocitorul, avocatul meu între mine și Dumnezeu, El este Cel care mijlocește, să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și prin faptul că El însuși a fost ispitit, a trăit printre noi, a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, El poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Să ai un avocat care nu de mult a trecut prin același proces în care ești tu aruncat acum și care știe toate unghierele Lui și te înțelege și poate să te reprezinte înaintea unui Dumnezeu drept. Ce mare lucru! În capitolul 4,
autorul ne îndreamnă astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră, căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul Harului. Scaunul Harului este și un scaun de judecată. Imaginați-vă, sunt la proces, avocatul este acolo la dreapta mea și eu trebuie să intru în fața judecătorului divin. Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare, să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Un mare preot milos și vrednic de încredere. Ia-l cu tine sau du-te tu pe urmele lui în anul 2012. Dar nu se oprește aici epistola. Ne spune Domnul Iisus este un mare preot numit de Dumnezeu. Dacă l-aș fi numit eu mare preot și m-aș duce la Dumnezeu la judecată, poate că Dumnezeu s-a uitat puțin cam ciudat la avocatul meu. Dar dacă Dumnezeu însuși l-a numit, toate ușile se deschid înaintea lui. Pentru că nu eu l-am pus avocat între mine și el, ci Dumnezeu însuși l-a desemnat avocat între mine și dreptatea lui. Un mare preot numit de Dumnezeu. În adevăr, orice preot luat din mijlocul oamenilor este pus pentru oameni în lucrurile privitoare la Dumnezeu ca să aducă daruri și jertfe pentru păcate. El poate fi îngăduitor cu cei neștiutori și rătăciți, fiindcă și el este cuprins de aceea slăbiciune. Și din pricina acestei slăbiciuni trebuie să aducă jertfă atât pentru păcatele lui, cât și pentru păcatele norodului. Nimeni nu și-a cinstit aceasta singur. Ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aron, tot așa și Hristos. Nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci o are de la cel ce i-a zis. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut și cum zice iarăși într-alt loc, tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Am vorbit despre aceste lucruri, două citate din doi psalmi, psalmul 2 și psalmul 110, scrise cu 1000 de ani înainte de venirea Domnului Iisus Hristos, de nașterea lui în Betlehem. Cu alte cuvinte, timp de un mileniu, aceste afirmații au plutit deasupra istoriei, sunt o afirmație generică, o chemare generică și toată istoria s-a întrebat, oare nu cumva tu ești Hristosul? Țineți minte întrebarea mai marilor norodului când au venit la Ioan Botezătorul, toți îl așteptau. Dar cine să fie acesta? Dragii mei, de Crăciun am văzut confirmarea cerului deasupra acestui prunc, când corul ceresc a cântat în Betlehem colinzi în noaptea aceea, când îngerul a venit și a vestit păstorilor că astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor. Au trecut ani, a crescut mare și a intrat în lucrarea lui Dumnezeu, la chemarea lui Dumnezeu și a intrat în apa Iordanului, s-a deschis cerul deasupra lui și Dumnezeu l-a confirmat ca fiind cel despre care au vorbit profeții. Acesta este fiul meu, prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Câțiva ani mai târziu, suind muntele schimbării la față, Dumnezeu din nou a vorbit despre el. L-a confirmat ca fiind cel ales, cel profețit în istorie. Dar confirmarea ultimă cu privire la faptul că el a fost numit de Dumnezeu, marele meu preot, în relația mea cu judecătorul divin, o avem prin învierea lui din morți. În Evrei, capitolul 5, autorul continuă. El este acela care în zilele vieții sale pământește, aducând rugăciuni și cereri, cu strigăte mari și cu lacrimi, către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte. Și fiind ascultat din pricina evraviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit și după ce a fost făcut desăvârșit, sau după ce prin învierea lui din morți a fost dovedit desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice, căci a fost numit de Dumnezeu mare preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Un mare preot milos și vrednic de încredere, la care pot veni cu toate problemele mele, cu toate căderile mele, cu toate nădejdile mele, cu toate visele mele spulberate. Dar un mare preot care
Nu-i străin de cer, dragii mei, pentru că Dumnezeu însuși l-a numit și de aceea șa de la dreapta scaunului de domnie al măririi. Cu alte cuvinte, el cunoaște pe judecătorul meu. El poate vorbi în favoarea mea, în prezența lui și în fața lui. Poate apăra cazul meu. Un mare preot numit de Dumnezeu. Dar capitolul 7 vorbește despre un mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Dar de ce era nevoie de o astfel de rânduială pentru marele meu preot? Priviți o clipă imaginea care e înaintea dumneavoastră. Aveți axa timpului. În jurul anului 2000 îl avem pe Avram în istorie. Și acolo există o întâmplare când apare această figură ciudată, împărat și mare preot în Ierusalim sau în Salem, acest Melchisedec. În jurul anului 1500, deci 500 de ani mai târziu, este Moise, eliberarea din Egipt, și este toată preoția aronică pe care Dumnezeu a rânduit-o. În jurul anului 1000 este David, împăratul, și el scrie și psalmul 2 și psalmul 110. În jurul lui 500 este Zaharia și cam pe acolo se termină Vechiul Testament. A urmat perioada intertestamentală și a venit Domnul Iisus Hristos, aveți crucea acolo. Autorul Evreilor vorbește undeva înainte de anul 70 și privește înapoi la istorie. Și când ajunge la David, la psalmul 110 și citește versetul 4, Domnul a jurat și nu-i va părea rău, tu ești preot în viac, după rânduiala lui Melchisedec, el uitându-se la istorie vede că prin Duhul lui Dumnezeu, David a sărit peste toată rânduiala preoției aronice, peste anul 1500, direct la anul 2000, la Avram, la Melchisedec. Și privind istoria, această desfășurare a planului lui Dumnezeu, și-a pus o întrebare. Capitolul 7, versetul 11. Dacă desăvârșirea ar fi fost cu putință prin preoția leviților, dacă religia Vechiului Testament sau orice religie din lumea aceasta ar fi putut ajuta pe om să ajungă în prezența lui Dumnezeu, asta înseamnă desăvârșirea, dorința noastră de a intra la Tata, chipul lui îl purtăm. Dacă desăvârșirea ar fi fost cu putință prin preoția leviților, căci sub preoția aceasta a primit poporul legea, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și nu a lui Aron? Observați cât de logică este întrebarea când privesc canonul biblic și când fac această teologie canonică, când mă uit la desfășurarea planului lui Dumnezeu. Dar întrebarea lui vine și cu o implicație foarte importantă. Versetul 12. Odată schimbată preoția, trebuia să aibă loc neapărat și o schimbare a legii, a cadrului pe care Dumnezeu l-a desemnat ca omul să se poată apropia de Dumnezeu. În imaginea următoare, aveți cerul care s-a deschis înaintea lui Moise când a fost chemat pe munte și el a văzut cortul ceresc, templul ceresc. Dumnezeu a imprimat în mintea lui planurile cortului, el a coborât pe pământ și a așezat pe pământ cortul întâlnirii. Le-a inspectat, toate erau după planul pe care Domnul i l-a dictat. În centrul acestui cadru, acestei legi care permitea israelitului să apropie de Domnul, dar nu putea intra în prezența lui, era marele preot, aronic. Observați, dacă desăvârșirea ar fi fost cu putință prin preoția leviților, dacă religia vechi testamentală ar fi fost suficientă, ce nevoie era să ridice un alt mare preot, după rânduiala lui Melchisedec? Aveți crucea la mijloc și după cruce aveți noul legământ. Vechiul legământ te-a dus până în anticamera cerului. Era nevoie de un mare preot mai bun, de o jertfă mai bună, într-un templu mai bun, ca să rezolve, să șteargă păcatele omenirii și astfel curați, născuți din nou, să putem intra în prezența Tatălui. Versetul 13. În adevăr, acela despre care sunt zise aceste lucruri face parte dintr-o altă seminție, din care nimeni n-a slujit altarului, căci este vădit că Domnul nostru a ieșit din seminția despre care Moise n-a zis nimic cu privire la preoție. Lucrul acesta se face și mai luminos când vedem ridicându-se după asemănarea lui Melchisedec un mare preot pus nu prin legea unei porunci pământești, ci prin puterea unei vieți nepieritoare. E vorba de învierea lui din morți, moartea nu l-a putut ține. Fiindcă iată ce mărturisesc despre el. Tu ești preot în veac
după rânduiala lui Melchisedec. Astfel, pe de o parte, se desfințează aici o poruncă de mai înainte din pricina neputinței și zădărniciei ei. Toate ritualurile religioase n-au reușit să-l ducă pe om în prezența lui Dumnezeu. Au fost neputincioase și zadarnice, căci legea n-a făcut nimic de săvârșit și se pune în loc o nădejde mai bună prin care să ne apropiem de Dumnezeu, să intrăm în prezența lui Dumnezeu. Odată pentru totdeauna, prin moartea Domnului Iisus Hristos, a fost desființat vechiul legământ. Vechiul legământ, dragii mei, nu poate duce pe nimeni până în prezența lui Dumnezeu. Și a fost așezat un nou legământ pentru noi. Pentru asta, marele nostru preot a trebuit să fie preot nu pe pământ, ci preot în templul ceresc sau preot în cortul ceresc. Aveți o imagine, imaginea de mai înainte pusă altfel. Sus în ceruri, Moise a văzut un templu. El a venit și a replicat pe pământ ce a putut din ce a văzut, cortul întâlnirii. Mai târziu, Solomon a zidit templul lui Solomon, templul de la Ierusalim. Observați, marele nostru preot nu face slujbă în cortul pământesc, ci în cortul ceresc trebuia să rezolve problemele în prezența lui Dumnezeu. Capitolul 8 din verset din Evrei. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri. Ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de om, ci de Dumnezeu. Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri și jerfe. De aceea era de trebuință ca și celălalt mare preot să aibă ceva de adus. Dar ascultați versetul 4. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar fi mare preot, fiindcă sunt cei ce aduc daruri după lege. Deci, întruparea Fiului lui Dumnezeu n-a fost să peticească ritualurile de pe pământ. Ce era pe pământ era suficient, dar insuficient pentru a ne duce pe noi în prezența lui Dumnezeu, suficient pentru vremea prefigurărilor. Dacă El este mare preot în cortul ceresc, întrebarea pe care o pun este ce trebuia să facă Domnul Iisus în cortul ceresc? Nu știu, n-am fost niciodată acolo, dragii mei, nici nu ne putem urca la Tatăl acum. Într-o zi ne va chema. Dar de-a lungul istoriei, evreii aveau o zi specială pe care ei o numeau ziua ispășirii, Yom Kippur, ziua în care păcatele erau adunate și toți israeliții erau curățați de ele și tabăra, țara era curățită de păcate. Priviți o clipă cortul întâlnirii și pe marele preot intrând până în prezența lui Dumnezeu. O singură dată pe an, un singur om, Aron la început sau descendenții lui după aceea, marele preot. Dragii mei, el era suficient pentru cortul pământesc. Ce a făcut Aron, prefigurând realitatea, în cortul pământesc, a trebuit să facă Domnul nostru Iisus Hristos în cortul ceresc. Din tot ritualul acela, v-aș aduce aminte de un singur lucru prin țapul pentru Azazel. Când termina ispășirea, aduna toate păcatele din cort, punea mâinile pe țapul pentru Azazel și printr-un om îl izgonea în pustie. În mod simbolic, în ziua aceea, toată tabăra era curată. Observați, de-a lungul anului, deși eu plecam acasă iertat, păcatele mele se adunau grămadă înaintea lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu. Dar era o zi pe an în care templul era curățit de păcate și dintr-o dată tabăra putea respira, păcatele erau duse în domeniile lui Azazel. Imaginați-vă că toate acestea erau doar prefigurări. Păcatele, de-a lungul istoriei, erau adunate grămadă înaintea celuia care a dat porunca și care trebuia să execute sentința înaintea unui Dumnezeu drept. Mă întorc acum în Cartea Evrei, capitolul 10, versetul 23. Deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri, adică templul pământesc sau cortul pământesc, au trebuit curățite în felul acesta, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea. Căci Hristos n-a intrat într-un locaj de închinare făcut de mână omenească,
după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Capitolul 9, versetele 10 la 12. Ele, adică tot ce se făcea în cortul pământesc, toate aceste prefigurări anuale, sunt niște porunci pământești date ca toate celelalte, cele privitoare la mâncări, băuturi, felurite spălături până la o vreme de îndreptare. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Deoarece chipurile lucrurilor care sunt pe pământ trebuiau curățite în felul acesta, trebuia, dragii mei, ca cineva, un mare preot mai bun, cu un sânge mai bun, să curețe lucrurile, templul mai bun care este în ceruri. Și tocmai lucrul acesta l-a făcut Domnul Iisus Hristos, aducându-se pe sine ca jertfă odată pentru totdeauna. Spuneți-mi, nu este o veste bună? Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor. Un Mântuitor care este jertfă desăvârșită și mare preot desăvârșit. Mare preot desăvârșit. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor care într-o bună zi va călători alături de tine ca mare preot milos și vrednic de încredere. Nu știu prin ce voi trece în anul acesta sau prin ce vei trece tu. Domnul Iisus a fost cinstit cu cei care au avut să vină după El. A zis El, vulpile au vizuin, păsările cerau cuiburi, fiul omului n-are unde își pleca capul, mai vrei să vii după mine? Cu alte cuvinte, nu vii la Dumnezeu să te încarce cu bogății, cu sănătate, cu de toate cele. Domnul Iisus te cheamă ca să porți ei crucea și să vii după El. Și cred că anul acesta va fi un an al purtării crucii pentru fiecare dintre noi. Dar ce mare har este să ai un mare preot milos și vrednic de încredere. Nu odată genunchii îți vor slăbi și vei cădea și va trebui să-ți descarci inima înaintea cuiva. Poate soția nu te înțelege, poate vecinii, poate nici chiar frații nu pot face, dar poți vedea înaintea lui și poți să-ți descarci inima, să spui totul înaintea lui și vei simți cum te ia pe după umăr, te strânge în brațe, după care se duce să reprezinte situația ta, cauza ta, înaintea unui Dumnezeu adevărat. Un mare preot care nu-i străin de cer, este numit de Dumnezeu, cunoaște lucrurile, știe cum să pledeze cazul meu înaintea lui Dumnezeu, ce mare har. Și un mare preot, nu aici pe pământ, ca și mari preoți din zilele noastre sau din vechime, care splinde slăbiciuni și ei și de care ne scârbim de multe ori gândindu-ne la păcatele lor și la căderile lor, ci un mare preot desăvârșit în cortul ceresc. Și acum spuneți cu mine încă o dată cele două versete pe care mi le-aș lega de suflet și vi le-aș lega de suflet în anul în care am intrat. El, fiindcă rămâne în viac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururia ca să mijlocească pentru ei. Vă aduc o veste bună. Domnul nostru Iisus Hristos în ceruri nu o să moară înainte de decembrie 2012 ca profețiile pe care le citiți pe internet să vă înspăimânte inima. El o să fie acolo pe tronul Universului. El trăiește pururia. El va mijloci pentru noi, indiferent ce va veni peste noi. Și dați-mi voie să închei cu o urare de an nou. O găsesc tot în carte Evrei. Frații mei dragi, în 2012 ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus. Și aș împrumuta ceva din urarea îngerului de pe câmpia Betleemului, care este Hristos,
Domnul. E mare har să ai un mare preot care să aibă milă de slăbiciunile tale, să fie vrednic de încredere, să pledeze cauza ta înaintea completului de judecată. Dar aș vrea să adaug și ultimul lucru foarte important. El nu este doar jertfă și mare preot, ci este Domn și Împărat. Și de aceea, în anul care vine, nu El este în slujba noastră, deși o face iertându-ne păcatele prin jertfa sa și pledând cauza noastră înaintea completului de judecată ceresc, ci noi suntem în slujba Lui. Cred că cel mai mare lucru pe care îl putem face este să ne rededicăm Lui. Dacă El este Domnul, pot spune eu altceva decât a spus micuțul Samuel, luminat de Eli în noaptea aceea, vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă? Ce mare har! Aș vrea să cântăm din nou cântarea cu care am început predica. Și nu știu dacă o să ai curajul să pui mâna pe lobul urechii tare și să-l pui pe lemnul ușii și să-l lași ca Dumnezeu să pună semnul robiei pe trupul tău. Să te dai lui Hristos ca Domn, ca Împărat, dar este un Împărat bun, un Împărat care are milă de slăbiciunile noastre și un Împărat care întotdeauna va pleda cauza noastră înaintea cerului. Slăvit să fie numele. Amin.